faci tu cu ochiul, cum te-am învățat. Care e premisa noastră? Cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai cu minte și cea mai bună la suflet. Pentru prima dată facem cunoștință cu, să-i spunem, lumina ochilor tăi, prințesa. Cum o alinți? Păpușa lui tata. Păpușa lui, șefa lui tata. Fac tot ce vrea. Tot ce vrea. Și este cel mai cu minte copil din lume, cel mai bun copil din lume. Plânge și ea doar când e foame și când e somn. Atât. Și acum e aproape de somn. Ar vrea să o ia la pas la doar 7 luni? Păi, acum patul deja nu mai este, e plictisitor, adică nu mai ajunge. Și așa tot. Curajoasă ca tati? Normal, trebuie să-i preia spiritul, normal. Și de la mami ce a luat? Determinare. Iubita mea e responsabilitate enormă și știu treaba asta și a fost greu, dar în același timp greu a trecut, acum ne-am acomodat și trăim ca în filme. Ne trezim, avem programul nostru, în fiecare dimineață tati mă schimbă, îmi face băiță, mami face să mănânce, după care ieșim în parc, durează fix 7-8 minute după ceas până o ia somnul, după care adorme și na. Avem un program destul de strict, să zic așa. Ceva mai frumos pe lumea asta, oameni buni, pentru băieții ăștia care vrem noi să copilărim cât mai mult cu putință. Nu, e greșit. E greșit. Așa ceva îți aduce cea mai mare satisfacție pe lumea asta. Acum îți dai seama că trebuia să-ți schimbi statutul un pic mai devreme? Băi, nu. Cred că a venit la momentul potrivit. Pentru că acum consider că sunt matur, am altă mentalitate și cred că pot să o crez mai bine, având... trecând prin atâtea în viață, știi? Zi, tata. Mie mi-e somnel, mă. Așa, tata, se vorbește, tati. Hai. Hai. Ce-ți dorești să spună prima dată? Ce vrea, important e să vorbească, să aibă poftă de viață, să fie fericită și bucuroasă. În rest, poate să zici ce vrei tu, tata. Dar ce-ți dorești tu pentru ea, așa, în viitor? Cum o vezi? Eu o să las pe Maria să facă ce vrea ea. Mai să fiu acolo, să o ghidez, să facă diferența dintre rău și bine. Zi, tata, că ești perfectă. Spune. Mămica, cum se descurcă? Mămica e foarte devotată. Are foarte mare grijă de ea. Sunt fericit, sunt norocos, sunt bucuros. V-ați gândit la căsătorie? Asta știi că nu răspund eu la întrebări cancaniade de astea, de genul ăsta, așa că... Așa, tata. Așa. Te vezi tata de un singur copil sau de mai mulți? Ce vrea Dumnezeu și ce vrea lumea să se întâmple. Gata, gata, tata. Haide, gata, gata, gata. La revedere. Mie eu trebuie să dorm acum. Haide, tuțu. Așa. Gata, gata, gata.